Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, de la Domnul Isus Hristos, Mântuitorul nostru. După lecția fratelui Dan despre înțelepciune, despre a fi foarte atenți ce vorbim, cât vorbim, cum vorbim, aproape că mă tem să spun multe lucruri. Și teama mea este justificată, pentru că intenția mea este de a vorbi despre ființa supremă, despre Dumnezeu. Și mă oare eu, eu care sunt Mărginit. Ce-aș putea vorbi despre cel nemărginit? Eu care sunt efemer, trecător. Ce-aș putea vorbi despre cel veșnic? Eu care sunt muritor. Cum aș putea vorbi despre cel ce este Nemuritor, eu care sunt creat, vreau să vorbesc despre cel necreat. Mi se pare o sarcină foarte delicată. Și m-aș folosi de un dialog pe care Domnul Isus l-a avut cu unul dintre cărturari, consemnat în Marcu, capitolul 12, de la versetul 28. Unul din cărturari care îi auzise vorbind, fiindcă știa că Isus răspunsese bine saducheilor, a venit la el și l-a întrebat, care este cea din tâi dintre toate poruncile? Isus i-a răspuns, cea din tâi este aceasta. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn. Și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta, iată porunca din Tăi. Iubirea de Dumnezeu. Oare? Cât de mult îl iubim noi? pe Dumnezeu? Oare îl iubim cu adevărat pe Dumnezeu? Ce înseamnă a-L iubi pe Dumnezeu? Ce nu înseamnă a-L iubi pe Dumnezeu? În acest pasaj, iată un cărturar care pune o întrebare fundamentală Domnului Iisus, o întrebare importantă, o întrebare care cuprinde esența vieții noastre pe acest pământ. Acest cărturar o remarcat că Domnul a răspuns cu înțelepciune saducheilor. Era acolo un dialog între Domnul și saduchei. Și atunci îndrăznește să-i pună această întrebare. Cred că în mod sincer l-a întrebat pe Domnul. Care este cea din tâi poruncă? Aceasta este cea din tâi este cea mai importantă, este cea mai mare. Și răspunsul Domnului este acesta. Ascultă, Israele. În ebraică, ascultă este șema, Israel. Șema, Israel. Cea din tiporuncă poruncă este aceasta. Să-L iubești pe Dumnezeu Răspunsul Domnului cuprinde toate segmentele ființei noastre. În această iubire supremă, cu tot ce suntem, trebuie să vibreze de iubirea aceasta față de Dumnezeu. Cum împărți lecția noastră în trei părți? Și spunea că înțeleptul să mai uită la ceas, uneori nu suntem înțelepți, dar totuși ne vom uita. Prima parte, îl iubesc pe Dumnezeu pentru ceea ce este Dumnezeu. Doi, îl iubesc pe Dumnezeu pentru ceea ce face Dumnezeu și promite că va face. Și trei câteva sugestii ce înseamnă de fapt a iubi pe Dumnezeu. Este clar necesar pentru fiecare copil al lui Dumnezeu, ca această iubire față de El să ocupe locul întâi în viața noastră. Nicio iubire nu trebuie să fie egală sau mai presus de iubirea. Față de Dumnezeu. Când uh, spunem că Îl iubim pe Dumnezeu pentru ceea ce este, mă gândesc că fără o revelație a lui Dumnezeu, noi nu am cunoaște. Cum este Dumnezeu? Atât de multe lucruri nu știm despre el. Și ceea ce știm este ce se află în Scriptură, dar și aici avem o problemă că nu putem ști chiar totul ce este în Scriptură. Fiind cu atenție la unele declarații infailibile, inspirate, aș porni de la un lucru fundamental. Dumnezeul Bibliei este un Dumnezeu drept. Ne amintim, Salmul 89 cu 14, temelia guvernării divine este dreptatea și judecata. Faptul că temelia, baza este dreptatea, trebuie să ne dea siguranță. Trebuie să fim convinși că Dumnezeul Scripturii, ceea ce spune, este așa. Principiile lui sunt neschimbătoare. Faptul că dreptatea e temelie, aceasta dă stabilitate în Univers. Aceasta dă siguranță în Univers. Orice s-ar clădi, s-ar edifica, dacă nu are temelia dreptății, se transformă în haos. Se transformă în nefericire și poate să aducă un dezastru în Universul lui Dumnezeu. De aceea vreau să spun, în primul rând, Dumnezeul Bibliei este drept. Și eu, și tu, dragul meu, îl iubim pe Dumnezeu pentru că este drept. 2. Îl iubesc pe Dumnezeu pentru că am găsit scris în Cartea Sfântă, de această dată în Ioan 1 cu versetul 5, vestea pe care am auzit-o de la el și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu este lumină și în el nu este întuneric. Îl iubesc pe Dumnezeu că e lumină. Ce înseamnă că Dumnezeu e lumină? Este absolut curat. Este absolut sfânt. Este absolut drept. În Ființa Sa Supremă, totul este la superlativ. Totul este atât de înalt de noi, doar o fărâmă putem pricepe din caracterul Lui. Oare chiar pricepem în parte și poate uneori nu pricepem deloc? Deschid la psalmul 100 45 și citim următoarele cuvinte: 145, versetul este 3. Mare este Domnul! Dar oare cât de mare? Eu nu știu. Mare este Domnul! Cerurile, cerurilor! Nu poți să te încape. Mare este Domnul! Și foarte vrednic de laudă. Ființa supremă Dumnezeu merită toată reverența noastră, tot respectul nostru, toată afecțiunea Ființei noastre. Cred că este bine spus. Dacă această reverență față de Dumnezeu, de caracterul Lui sublim, este prezentă în inima mea, relația mea cu tine, cu voi, cu familia mea, cu apropiații mei, va fi una de calitate. De ce avem uh, deficiențe? unea fratele Dan aici pe orizontală, pentru că relația pe verticală determină relația pe orizontală și vrednic de laudă. Și acum spune aici profetul David și mărinia lui este nepătrunsă mărimea lui este nepătrunsă. Cred că e un mister încă ființa supremă. E un mister în creația lui Dumnezeu. E un mister în răscumpărarea realizată de Domnul. E un mister, dragii mei, în veșnicie, ceea ce noi astăzi doar putem privi vag o licărire din gloria aceea veșniciei. Îl iubesc că este lumină, dar ceea ce aș vrea să știe toți oamenii, să fie tradus în toate limbile, este Următorul verset, 1 Ioan 4, versetul 16. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste. Iubirea este natura lui Dumnezeu expresia aceasta Dumnezeu este iubire, e atât de profundă încât nu pot eu exprima în cuvinte. Acest adevăr că Dumnezeu este dragoste ne-a dus aici, ne dă speranță, ne dă lumină, ne dă o relație intimă cu Ființa Supremă. Da, El este Creator, este atotputernic, este înfricoșător, dar este Tatăl meu și al tău, care este dragoste. Ce mult înseamnă acest lucru pentru noi? acest Dumnezeu pe care îl iubesc eu și voi, acolo sus, la tronul slavei Lui, iată ce spune în Apocalipsa 4, începând cu versetul 8. Fiecare din aceste patru făpturi vii aveau câte șase aripi, erau pline cu ochi de jur împrejur și pe dinăuntru și zi, noaptea, zi și noapte ziceau fără încetare, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu, cel tot puternic care era, care este și care vine. Nu știu tot ce am citit aici, ce înseamnă. Dar ceea ce știu este că aceste făpturi vii cântau sfințenia și eternitatea lui Dumnezeu. De ce numai odată sfânt au spus? Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Totdeauna Domnul este sfânt. În trecut, în prezent, în viitor, Sfințenia îl caracterizează pe Dumnezeu și această gloria Lui ne cheamă și pe noi la închinare, la reverență, la adorare, laudă. Dumnezeul Bibliei merită să fie iubit, pentru că cerul, oștile cerești, îi cântă o sanale zi și noapte și mi-a permis și mie și ție să ne alăturăm acestui corb suprem, sublim, să spunem și noi, Sfânt, 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 sfânt este Domnul și îl iubesc. De asemenea, îl iubesc pe Dumnezeu pentru că am găsit scris eu și voi următoarele cuvinte. Să ținem fără șovăire la mărturisirea din noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Îl iubesc. Pentru că Dumnezeul Bibliei este credincios. Și spune Apostolul Pavel, fiindcă avem un asemenea Dumnezeu, să ne ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, să fim ancorați de plin în ceea ce spune Dumnezeu. Credeți-L pe Dumnezeu, pe cuvânt, clădiți pe cuvântul lui Dumnezeu și fiți siguri că veți reuși, pentru că El este credincios și El ne-a făcut făgăduința. Sunt câteva dintre atributele lui Dumnezeu. Cum să nu-L iubești pe Dumnezeu care, care e creator, care ține Universul cu puterea Lui infinită? Ce sunt eu în acest Univers vast al Lui Dumnezeu? O furnică? O albinuță? Un praf? Un nabur? O frunză uscată? Ce sunt eu? Da, sunt o frunză, sunt un praf, sunt cenușe, spunea David către Saul când îl urmărea, pe cine urmărești? Un purice? Noi suntem atât de mici. Și totuși, ființa supremă ne privește, ne iubește. Și acum aș trece la partea a doua a lecției noastre îl iubesc pentru ceea ce face Dumnezeu. Îmi place mult cum gândește Apostolul Ioan și vreau să vă amintesc acest verset în Ioan 4 cu 19. Nu îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Adică noi îl iubim pe acest Dumnezeu atât de minunat pentru că El m-a iubit pe mine, micuțul, neînsemnatul, cel ce nu meritam. Dar El merită, El este vrednic. Dar cât de minunat este El că ne-a iubit întâi și acum eu sunt dator să-l iubesc. Dar e prea puțin să simt că dator. Când înțeleg caracterul lui, binefacerile lui, îl iubesc din inimă că merită. Dar eu nu pot mai mult, dar el merită. Viața aceasta cu probleme, nu e un drept al nostru. N-ar trebui să avem pretenție să trăim atât, să trăim așa, să fim scutiți și de aceea și de cealaltă. Nu trebuie să avem pretenție pentru că e o îngăduință de la Dumnezeu, nu e un drept, e o favoare. Regele Ezechia spune în 38 cu 16, prin îndurarea ta se bucură omul de viață, prin ea am și eu suflare. Simt eu că viața e un cadou de la Dumnezeu și dacă mi-a făcut acest cadou, care e un miracol, viața. Ce minunat este omul! Te laud, spunea David, că sunt o făptură atât de minunată, dar creația lui Dumnezeu este minunată. Și dacă El ne-a cadorisit cu această viață mai lungă sau mai scurtă, cu probleme mai multe sau mai puține, e un dar măcar dacă omul lua seama la acest dar prețios și să-i spună, Doamne, îți mulțumesc că exist. Dar îl iubesc nu doar că există, deși ar fi suficient darul acesta ca eu să-L iubesc pe Dumnezeu. Deschid paginile Scripturii și citesc Efeseni, capitolul 2, de la versetul 1. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Nu voi citi versetul 2 și 3. E destul să ne dăm seama în ce groapă adâncă ne-a dus păcatul. Acum îl iubesc pentru ceea ce face. Iată ce face, ce a făcut el pentru mine și pentru tine. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit. Observați cum se exprimă Pavel. Un Dumnezeu îndurător nu suficient. Bogat în îndurare un Dumnezeu bogat în îndurare, merită toată iubirea noastră. Pentru dragostea cu care ne-a iubit nu-i suficient. Pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit. Așadar, răscumpărarea reflectă iubirea inegalabilă a lui Dumnezeu pentru omul căzut în păcat. Măcar că era morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Îl iubesc că era mort și acum sunt viu. Îl iubesc că eram orb și acum văd. Îl iubesc Că mâna sa, plină de dragoste, s-a întins acolo în groapa acea adâncă și m-a scos, și m-a spălat, și m-a pus pe stâncă, și mi-a pus în gură o cântare de laudă pentru numele lui. Merită să-l iubim? Merită. De ce nu reușim oare mai mult? De ce ne aflăm, vorbesc ca principiu, în creștinătatea aceasta, în pericolul că această reverență și apreciere față de Dumnezeu să se piardă din inima noastră? De ce oare, când este atât de minunat descris în Scriptură, îl iubesc pe Dumnezeu? pentru că mi-a iertat păcatul. Și cu ei se iartă mult, iubește mult. Iată ce a făcut Dumnezeul Bibliei pentru noi. Deschid în cartea profetului Mica ce voi citi de la capitolul 7, începând cu versetul 18. Care Dumnezeu este ca tine? Mai este vreo unul? Știți voi un alt Dumnezeu ca Dumnezeul Bibliei? Care Dumnezeu este ca tine, care ies nelegiuirea și treci cu vederea păcatele, rămășiței, moștenirii tale? El nu ține mânia pe vecie, ci place îndurarea. E o merit mânie, el îmi dă îndurare. E o merit moarte, el îmi dă viață. Îi place îndurarea. El va avea iarăși milă de noi, va călca în picioare în noastre și vei arunca în fundul mării toate păcatele lor. Păcatele noastre, sunt acolo în fundul mării. Hristos le-a preluat și a murit pentru noi. Îl iubesc pe Dumnezeu pentru planul lui sublim de salvare. Îl iubesc pe Domnul meu care și-a dat viața supremă, sacrificiu suprem pentru mântuirea mea. Îl iubesc pe Dumnezeu. Doamne, știu că mă iubești. Încerc și eu să te iubesc. Dar drumul pe care trebuie să merg este greu uneori. Ce să fac, Doamne? Deschidem în Psalmul 73 și citim următoarele cuvinte. Însă eu sunt totdeauna cu tine. Tu mai apuca de mâna dreaptă. Simțiți voi mâna voastră în mâna lui? Este un har mai mare ca Dumnezeu să -ți țină mâna ta în mâna lui? Nu te teme. În El. Te ține de mână. Ești într-o situație cea mai favorabilă, cea mai plină de îndurare de pe acest pământ. Mă ține de mână. Mă vei călăuzi cu sfatul tău. În timp ce tata cu fiul merg de mână pe cale, tata îl învață. Îi spune, uite ce ai de făcut, uite cine sunt eu. Și călătorind cu tata de mână, la un moment dat, îl întreb, Tată, îmi place așa de mult cu tine să te simt de mâna mea. Îmi plac atât de mult sfaturile tale, nu le găsesc nicăieri. Dar spune tată, unde mă duci pe drumul acesta? Și tata îmi spune, apoi mă vei primi în slavă. Fiule, te duc acasă. Acolo unde sunt eu să fii și tu. Slava mea va fi slava ta. O, Doamne, când citesc în Ioan 17, Rămân uimit și vreau să vă reamintesc aceste cuvinte. Iată-l pe Domnul, pe Domnul nostru care și-a dat viața. El spune rugăciunea către Tatăl, eu în ei, eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip de săvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-a iubit cum m-a iubit pe mine. Dar eu înțeleg, mi ușor să înțeleg că Isus de Fiul loial al lui Dumnezeu, Cel ce a învățat totdeauna ce i-a spus Tatălui, înțeleg că Dumnezeu l-a iubit. Dar cum să înțeleg că Domnul spune să iubești și pe ei cum ai iubit pe mine? Asta nu pot pricepe, pentru că eu nu sunt ca Domnul meu. Eu nu merit, dar acesta e Dumnezeu. Versetul următor. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu, să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat ca să vadă slava mea, slava pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de temerea lumii. Da, și asta înțeleg. Domnul a fost ridicat nespus de mult. Dar un care este mai presus de nume, merită, îi vrednic mielul lui Dumnezeu să primească slava, gloria, bogăția, închinarea. Dar și noi să avem parte de aceea slavă cu El, asta întrece mintea umană. Dar fiindcă așa spune Dumnezeu, așa spune Hristos, îl iubesc pentru ceea ce face. Cât de mult bine ne face acum, și ce mare bine veșnic promite celor credincioși, îl iubesc pentru ceea ce face și promite că va face Dumnezeul Bibliei. În câteva cuvinte, ultimul aspect, ce înseamnă a iubi pe Dumnezeu? Oare cât de mult îl iubim? Oare cum ne putem verifica examina dacă cu adevărat îl iubim pe Dumnezeu. Pentru că avem afirmația Scripturii să nu iubim cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul. Primul gând care l-aș avea aici, ce înseamnă a-L iubi pe Dumnezeu, mă folosesc de 1 Ioan Capitolul 5, versetul 3. Să-l ascultăm pe Apostolul Iubirii. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui și poruncile Lui nu sunt grele. Aș putea spune, știu că iubesc pe Dumnezeu dacă păzesc poruncile Lui. Dacă El îmi iubește, iartă, fi amabil, fi bun, fi răbdător, al iubi înseamnă al asculta. Dacă eu uresc, invidiez, rănesc, atunci ce dovadă este aceasta? Contrară. Deci a iubi înseamnă a păzi poruncile lui Dumnezeu. Dar cum să le păzesc? Da, el îmi spune, fă asta și n-am ce face. Trebuie să fac. Nu cred că asta e iubirea. Am găsit, oare unde am găsit? În Deuteronom, nu știu dacă găsesc versetul acela. Hmm. l-am găsit în Deuteronom 6,25. cu Ascultați-l, vă rog. Cum avea parte de îndurarea lui? Dacă. Dacă vom împlini cu scumpătate toate aceste porunci înaintea Domnului Dumnezeului nostru, cum ne-a poruncit cum ce înseamnă al iubi, a iubi. Am primit cu scumpătate, cu drag, cu apreciere, socotind o favoare ceea ce ne cere Dumnezeu. Nu ne dăm seama oare că ceea ce ne cere El este pentru binele nostru? Și nu urmărește atât de mult gloria Lui ci El vrea să ne facă bine. Și binele divin este doar în acest fel asculta de Creatorul nostru, de Dumnezeul nostru, cu scumpătate. Dacă așa se va întâmpla, dacă vom avea această apreciere a poruncilor Lui, să ne fie dragi, ce se va întâmpla atunci? Se va întâmpla. Iată un verset care pe mine mă încântă. Isaia 48 cu 18. Ascultați-l. O. De-ai fi luat aminte la poruncile mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu și fericirea ta ca valurile mării. Când am avea pacea asta profundă, dacă am luat minte la poruncile Lui, de ce suntem nemulțumiți, agitați, stresați, nervoși? Nu luăm seama, uităm ce Dumnezeu avem uităm că fericirea noastră prezentă depinde de această ascultare de Dumnezeu. Și fericirea ta, ca valurile mării, ce comparație! Ce comparație minunată! Adică va fi foarte mare fericirea ta. Dar știu că trebuie să termin. Dați-mi voie să mai aduc un verset din... Tot Deuteronom, iar un lucru care uh, merită privit cu atenție. Deuteronom 30 cu 19: Iau astăzi cerul și pământul, martori, împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea binecuvântarea și blestemul, alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Ce înseamnă alege viața? Versetul următor ne dă un răspuns. Iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui, și auziți un verset, un cuvânt aici, lipindu-te de El. Ce distanță între tine și Dumnezeul tău? Una mare, mare, mare? Lipește-te de Dumnezeul tău, dar cum? A ne lipi de Dumnezeu, cred, un în gând, înseamnă a ne lipi de cuvântul Lui, de adevăr, de principiile Lui, de valorile Lui, de prioritățile care sunt arătate în Scriptură. Vă amintiți versetul? Fie vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. A te lipi de bine înseamnă a te lipi de Dumnezeul Scripturii. Dragii mei, iată câteva sugestii pe care am dorit să le exprim. Iubirea de Dumnezeu, este vitală pentru veșnicia noastră. Dumnezeul Scripturii este unic. Nu este numai unul, ci este unic. Nimic nu se poate compara cu el. Și a-L iubi pe Dumnezeu din tot sufletul nostru, din toată puterea noastră, din toată inima noastră, cu tot cugetul nostru, simt că aici sunt implicate rațiunea, sentimentul, voința și conștiința. Nici o parte din ființa noastră nu trebuie să rămână ne angajată în această iubire supremă pentru Dumnezeu. Și dacă ar fi să mergem la Aldis, o altă temă, și pe aproapele, ca pe noi înșine, este o altă temă, dar depinde de prima poruncă. Aceste două sunt esențiale. Asta este, dacă vreți, Esența creștinismului, esența decalogului, esența Evangheliei pot fi dispute teologice, pot fi păreri diferite. Dar dacă asta este temelia noastră, Dumnezeu merită să preamărim, să-i mulțumim, să ne arătăm recunoștința pentru Dumnezeul acesta al Scripturii. Glorie Lui pentru ceea ce este, face, va face. Glorie Domnului nostru pentru sacrificiul Lui Suprem. Fiți binecuvântați, dragi frați și surori și prieteni dorim binecuvântarea lui Dumnezeu și pentru aceia care ne urmăresc pe internet. Îi mulțumim lui de sărbătoarea noastră de la St. George și eu vă spune mulțumim și fraților care s-au ostenit pentru organizarea ei. Amin, vă mulțumesc!